Controversata senatoare Diana Șoșoacă și-a dat afară soțul din SOS România, partidul pe care îl conduce. Pretinde că este un rău necesar. Bărbatul, prim vicepreședintele formațiunii, ar fi de fapt șantajat de unele servicii secrete. Nu-i nimic adevărat, răspunde Silvestru, cel în cauză. Surse din lumea politică vin însă și ne fac o precizare. Totul e o răzbunare pentru trădare. În mijlocul conflictului mai vin și analiștii politici care spun că pentru Diana Șoșoacă și partidul ei orice scandal înseamnă de fapt voturi în plus. Zvonurile spun că scandalul din familia Șoșoacă a pornit de la această filmare. Soțul senatoarei pare că se simte bine în timp ce dansează cu altă femeie. În fața partidului însă, Diana Șoșoacă a invocat alte motive pentru divorțul politic. Pentru a putea salva sufletul unui om și viața lui, pentru a scoate din ghearele serviciilor care l-au înconjurat, a trebuit să-l suspend din funcția de prim vicepreședinte. Amenințat cu excluderea din partid de soția sa, senatoarea independentă Diana Șoșoacă, Silvestru Șoșoacă susține că nu a fost victima unor acțiuni de intimidare sau șantaj din partea serviciilor secrete. Mai mult decât atât, Silvestru Șoșoacă, prim vicepreședintele SOS România, susține că soția sa profită electoral de acest scandal pentru a se victimiza într-un an cu 4 rânduri de alegeri. Nu înțelegeți că nu poate să mă suspend din partid, e o glumă proastă, cel mai bun caz. Cine citește statutul va vedea că nu am cum să fiu suspendat decât de către Congres. Analiștii politici văd și alte motive în spatele conflictului. Scandalul este motorul campaniei sale electorale. Indiferent ce scandal ar provoca doamna senator Diana Șoșoacă sau partidul domniei sale, lucrul acesta nu numai că nu-i va dăuna în campanie electorală, dimpotrivă. Diana Șoșoacă a fost în centrul controverselor încă de când și-a început cariera politică. A purtat botniță în Parlament în semn de protest față de autoritățile care au făcut masca de protecție obligatorie în timpul pandemiei. A participat ostentativ la recepțiile ambasadei Rusiei la București și l-a criticat agresiv pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Și certurile cu fostul aliat, președintele AUR, George Simion, au dus-o în centrul atenției. Te agresez sexual! Ce faci, mă, tu? Ce ai zis, mă? Hai, fătălăule! Fugi acolo între bărbați, că atâta știi! Cele mai recente sondaje arată că Diana Șoșoacă se bucură de 15% din intenția de vot pentru alegerile prezidențiale. Partidul ei însă este la limita pragului electoral care îi permite să intre în Parlament. Dacă va avea cât de cât o structură în teritoriu, există șanse ca partidul doamnei senator Șoșoacă să intre în Parlamentul României, să facă pragul celor 5%. Dar afara soțului dânsei din partid îi va aduce noi votanți. Nu este prima dată când familia Șoșoacă se ceartă în public. A devenit viral scandalul transmis live pe Facebook chiar de senatoare care îi ordona soțului să plătească mai repede la o benzinărie. Ți-ai plătit ăla? Nu. Acum o fac, lasă. Imagina, 4-6... Bune, nici asta nu știi? Bă, e chiar atât de greu? Băi, atunci. Bun, îmi cer scuze. Eu trebuie să le știu pe toate. Și pinuri, și carduri, și cifuri și așa mai departe. Anul trecut, Diana și Silvestru Șoșoacă și-au aruncat vorbe grele pe un grup de WhatsApp al partidului. Tot nu încetezi cu crizele astea de isterie, Diana? Iarăși ai căzut psihic? Tratează-te, ia pastile. Dragă Silviu, din acest moment îți revoc toate atribuțiile pe care le ai și sesizezi Comisia de Disciplină cu cazul tău. Alea sunt niște mesaje vechi de nu știu câtă vreme, nu sunt noi. Sunt răutăți pe care le aruncăm unii altora când ne enervăm unii pe alții, nu? Sunt normale, sunt banale. Soțul Dianei Șoșoacă spune că actualul conflict politic cu soția nu se va răsfrânge și asupra vieții de cuplu. Dar de ce să divorțăm? Adică nu putem avea niște divergențe peste care să nu trecem? Să țineți minte o vorbă din bătrân. Femeia te ridică, femeia te coboară. Bărbatul însă e stâlpul casei. Țineți aproape cu toții. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.